Vie împărăția ta. Autor colectiv. Cărțile editurii Viață și Sănătate pot fi achiziționate de pe site-ul viatasisanatate.ro sau la numărul de telefon 021 323 0020. Prefață. Despre sfinții din paginile Scripturii citim că în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Evrei 11 cu 13 la 16. Primul care a rostit cuvintele acestea a fost Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, pe când îi învăța pe apostoli și pe mulțimi cum să se roage. De la el învățătură, de 2000 de ani, urmașii lui mărturisesc aceeași credință și așteptare, că doar venirea împărăției lui Dumnezeu va aduce reașezarea dreaptă a tuturor lucrurilor. A fost așteptarea marilor oameni ai credinței, fie că s-au numit Adam sau Noe, Avram sau Daniel. Venirea împărăției lui Dumnezeu a fost visată până și de împăratul Nebucadnețar al Babilonului și a fost vestită ca bătând la uși în vremea celui mai mare profet al lumii, Ioan Botezătorul. Paradoxal, împărăția lui Dumnezeu a venit deja și nu este încă. Da, a început cu venirea lui Hristos, când el le confirma ascultătorilor, împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. În același timp, disprețuitorului Pilat i-a spus, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Acum, împărăția mea nu este de aici. Nu este încă, ci se va desăvârși la a doua sa venire. De aceea, când apostolii, după învierea lui Iisus, au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția? Sub influența împrejurărilor generate de pandemia COVID-19, orice om a înțeles mai repede ca niciodată că viitorul se grăbește. Cu dorința de a prezenta viitorul lumii din perspectiva Bibliei, Biserica Adventistă de ziua a șaptea a derulat campania Vie împărăția ta pentru popularizarea învățăturilor despre a doua venire a lui Iisus. Cartea pe care o ții în mână are la bază seria de prezentări biblice cu același nume, difuzată la Speranța TV și pe platforme online în perioada pandemiei. 7-21 noiembrie 2020. Vie împărăția ta. Scriitura de față urmează un obicei al învățătorilor creștini, ale căror cuvântări erau deopotrivă rostite și scrise, trimite apoi ca epistole credincioșilor. Textul rostit inițial a fost consolidat cu mai multe referințe biblice, note de subsol și bibliografie suplimentară, acestea fiind, evident, elemente ce nu au putut fi prezentate în măsură bogată în forma prezentării live. Autorii care au predicat în studiourile de înregistrare, fără public, ca în pustie, au avut acum ocazia să accentueze mai clar, negru pe alb, adevărurile rostite atunci. Aici colo am lăsat elemente ale prezentării orale, întrebări retorice, apeluri finale, pentru a păstra suflul așteptător al autorilor care împărtășesc misiunea eroilor Bibliei, aceea de a ajuta pe oameni să găsească libertate și vindecare în Iisus Hristos prin cunoașterea Scripturii. În paginile cărții pe care o ții în mână au fost adunate deci toate adevărurile scripturistice despre venirea împărăției acesteia, nu despre sfârșitul lumii, ci despre a doua venire a lui Iisus Hristos. Vei întâlni personaje biblice cunoscute, adevăruri provocatoare și eliberatoare, principii de viață, istorii de o excepțională însemnătate. Cu fiecare capitol parcurs, vei simți că împărăția este mai aproape ca niciodată. Sperăm că vei descoperi și tu cum împărăția vine, deși este. Căci, înainte să vină în tumultul vremii sfârșitului, împărăția poate fi înăuntrul tău,
începând în taină. Amin, Doamne, vie împărăția Ta!